Hei, salut drăguților! Eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. Astăzi avem un nou clip despre sarcină, despre bebeluși, pentru că vreau să vă vorbesc despre lucrurile interzise în sarcină, ce nu avem voie să facem și ce ar trebui să evităm în momentul în care suntem însărcinate pentru a nu face rău bebelușului sau pentru a nu ne face rău nouă. Mi-aduc aminte, mai ales la prima sarcină, tot căutam informații și eram curioasă să știu oare am voie să mănânc asta. Oare e bine să fac așa? Oare ce zice bebe în situația respectivă? Și am zis că ar fi interesant să fac un clip în care să pun toate aceste lucruri la oaltă. Și m-aș bucura foarte mult pentru că ce vă spun eu astăzi este ceea ce știu, dar sunt sigură că mai sunt și alte lucruri pe care nu o să le menționez și mi-ar plăcea foarte mult să le scrieți voi în comentarii și să adunăm așa cât mai multe informații pentru a veni în ajutorul viitorilor părinți și în special al viitoarelor mămici în ceea ce privește lucrurile pe care nu e bine să le facă în timpul sarcinii. Înainte să încep însă, știți bine ce urmează, o să vă rog să vă abonați, apăsați acolo butonul, dați like acestui clip, sper să vă facă plăcere să petreceți câteva minute împreună cu mine. Dacă vă sunt de folos informațiile, arătați-mi acest lucru printr-un like și m-ați ajutat foarte mult și pe mine să cresc acest canal. Așadar, subscribe, repede, repede, gata, s-a rezolvat, așa că putem trece mai departe să vorbim despre lucrurile interzise în sarcină. Știu că sună un pic așa ciudat, nu sunt lucruri interzise, sunt lucruri care trebuie evitate și pe care e bine să nu le facem. Ok, poate sunt și lucruri interzise, cum sunt drogurile, dar nu e cazul să vorbim despre aceste lucruri, dar sunt lucruri care trebuie văzute așa ca fiind dăunătoare, poate într-o oarecare măsură, pe care trebuie să le luăm așa cu moderație și să ne gândim de 2 ori înainte de a face anumite lucruri. Iar așa ca să fiu un pic organizată, mă știți cum sunt, o să încep pe categorii și o să încep cu mâncarea, pentru că suntem însărcinate, avem pofte, nu noi, copiii au pofte, bebelușii din burtică, ei vor să mănânce și de multe ori poftim la lucruri pe care le vedem la ceilalți sau poftim la lucruri pe care nu le-am mâncat niciodată și pe care poate nu este bine să le consumăm în perioada sarcinii. Și aici mă refer în principal la câteva categorii de alimente. Nu carne crudă. Este foarte important să nu mâncați carne crudă, să nu mâncați preparate cu carne crudă, cum este sosul tartar sau tartar de băf, ceva în genul acesta. Nu mâncați salamuri sau tot felul de preparate din acestea crude și uscate. Nu mâncați carne afumată sau afumături în general, pentru că pericolul de contaminare cu bacterii periculoase este foarte mare în cazul afumăturilor. Nu consumați ouă crude și tot ce ține de aceste ouă crude, pentru că pot fi contaminate cu salmonela și atunci aveți probleme. Nu consumați maioneză, nu consumați tiramisu, nu consumați înghețată și acestea sunt alimente care conțin ouă crude sau pot conține bacterii care pot dăuna fătului și viitoarei mămici. Deci mare grijă la chestiile crude. Gătiți foarte bine mâncarea și consumați lucruri care sunt ținute în frigider, lucruri care sunt bine gătite și conservate. Iar aici mă refer și la alimentele acestea care sunt gata de consum. Există în supermarketuri standuri întregi cu lucruri care sunt gata preparate, doar să le iei și să le consumi. Încercați să evitați aceste mâncăruri pe perioada sarcinii, pentru că există de multe ori probleme de igienă, probleme de contaminare cu bacterii care pot dăuna fătului și vă pot dăuna vouă, pot duce și la avort. Așa că aveți grijă și evitați. Sunt, de exemplu, salatele acestea care de multe ori sunt frunze de salată acolo, dar nu le spală nimeni. Așa că evitați să le consumați, evitați să consumați fructe și legume nespălate și produsele acestea care sunt gata de consum, dar pentru o femeie însărcinată cu sistemul imunitar destul de scăzut, sunt produse de evitat. O altă categorie de alimente care trebuie evitată se referă la pește și
fructele de mare. Este bine să mâncați pește pe perioada sarcinii, însă nu foarte mult, să fie pește gătit, să nu fie pește de mare, pentru că acesta are foarte mult mercur, are metale din acestea care pot dăuna. Nu mâncați sushi, încercați să evitați fructele de mare, pentru că există acolo câteva riscuri care vă pot pune în pericol sarcina. Bineînțeles, dacă aveți poftă, nu spun să nu mâncați deloc, de aceea spuneam și la început că nu există interzis, dar limitați-vă la o cantitate mică, astfel încât să nu puneți în pericol și să nu ajungeți la complicații care nu au rostul. Gustați un pic și vă faceți pofta și lăsați restul pentru cei care au un sistem imunitar mai bun. O altă categorie este cea a băuturilor. Știți bine că se recomandă zero alcool încă din momentul concepției și până la sfârșitul sarcinii. Nu se recomandă așadar să consumați băuturi alcoolice. Nu se recomandă să consumați în exces băuturi pe bază de cafeină, cafea, cola și toate felul. Tot derivatele acestora, energizante și așa mai departe. Este permis să beți cafea dacă sunteți băutoare de cafea, dar nu mai mult de o cană pe zi sau, hai să zic, maxim două, una dimineața, una seara, pentru că această cafeină stimulează foarte puternic bebelușul și se spune că ulterior o să aveți un bebeluș care nu o să doarmă. Nu cred neapărat în miturile acestea, însă este bine să limitați cantitatea de cafeină pe care o beți în timpul sarcinii. Și bineînțeles, în această categorie poate să intre și ciocolata. Se spune că și acolo ar exista așadar câteva substanțe din acestea stimulatoare care nu fac foarte bine bebelușului. Limitați așadar și consumul de ciocolată, reduceți cât se poate. Pentru mine este destul de greu, nu prea pot să mă abțin de la mânca ciocolată. În prima sarcină nu am avut probleme, era ok, nu mâncam ciocolată, nu a fost nicio problemă. Acum însă parcă, nu știu, simt nevoie așa să mănânc ciocolată și biscuiți cu ciocolată și tot ce e cu ciocolată și încerc să limitez cât de mult pot pentru că știu că nu este foarte sănătos. În ceea ce privește alte băuturi, mă refer la ceaiuri. Evitați să beți ceai negru, ceai alb, ceai verde. Nu sunt bune pentru că intră cam în aceeași categorie cu cafeaua, dar evitați să beți și ceaiuri din plante. Există unele plante care sunt dăunătoare, cum este salvia, coada șoricelului, pelinul, rostopasca, lemnul dulce. Deci încercați să beți așa, dacă vreți, ceaiuri din plante, mai mult pe bază de mușețel, de tei, poate și ceai de fenicul, ceaiuri din acestea care sunt mai neutre, să spun așa, nu ceaiuri puternice, nu ceaiul cum este cel de salvie, cum este cel de ginger. Deci pe acestea încercați să le eliminați, să le evitați sau să reduceți cât de mult puteți. Chiar dacă știu că de multe ori ceaiul ne liniștește, încercați să găsiți combinația care vă face bine. Știu că există și câteva ceaiuri de fructe care nu sunt indicate în sarcină, așa că aveți grijă și încercați să consumați cât mai multă apă. Am revenit pentru că mi-a trebuit să schimb bateria la cameră și vă spuneam despre ceaiuri, că încercați să evitați. Eu am avut o perioadă în care am fost foarte bolnavă, încă mai sunt, poate că sesizați din vocea mea, în care am simțit nevoia să beau ceai și atunci am încercat să beau așa ceaiuri cât mai neutre și să nu exagerez cu ceaiurile acestea din plante pentru că nu sunt foarte indicate în perioada sarcinii. Și bineînțeles, tot din această categorie, să spun sau nu știu, dacă neapărat fumatul este clar pentru toată lumea, cred, că este bine să renunțați la fumat dacă se poate în perioada sarcinii. Cam acestea ar fi lucrurile legate de mâncare și de băutură. Dacă mai sunt și alte lucruri, scrieți-mi în comentarii. Sunt și eu curioasă să văd care sunt celelalte mâncăruri interzise în perioada sarcinii pe care voi le cunoașteți. Și ar mai fi câteva lucruri de evitat în perioada în care sunteți însărcinate, și anume evitați să luați medicamente, nu este recomandat, sau dacă aveți nevoie de medicamente, doar cu prescripție medicală. Știu că există așa posibilitatea ca în timpul sarcinii să iei poate Nospa, poate
paracetamol, dacă ai câteva dureri. Există și antibiotice permise în sarcină din punct de vedere al doctorilor, însă toate lucrurile acestea trebuie să se ia cu prescripție medicală. Mergeți la doctor, mergeți la ginecolog, mergeți la specialist, spuneți că sunteți însărcinate și atunci o să știe medicul respectiv ce medicamente să vă prescrie în perioada sarcinii. Este bine să nu luați medicamente, dar dacă sunteți în situația în care trebuie neapărat, atunci este bine să fiți sfătuite de un medic în ceea ce privește substanțele acestea medicamentoase care sunt permise în timpul sarcinii și, bineînțeles, și dozajul lor. Poate, nu știu, trebuie mai puține sau o anumită concentrație, o anumită cantitate, așa că aveți mare grijă cu medicamentele. Și tot în această categorie intră și radiografiile, deci tot ce ține de radiografie, ecografii, de radiografii mă refer, pentru că acolo vă sunteți cumva radiate. Trebuie să aveți grijă și să nu le faceți în perioada sarcinii, să le evitați, pentru că pot dăuna dezvoltării fătului. Nu este recomandată în perioada sarcinii să faceți nici băi calde, băi fierbinți sau saună. Nu se recomandă acest lucru pentru că există acolo câteva consecințe asupra sistemului circulator care poate ajunge la copil, poate dăuna fătului și așa mai departe. Așa că evitați băile foarte fierbinți în timpul sarcinii. Dacă sunteți cumva fan al acestor băi fierbinți, cum este și cazul meu, încercați să evitați și nu mai faceți baie, ci faceți doar duș. Pentru că atunci efectul nu este atât de lung și vă puteți face duș și cu apă mai fierbinte în cazul în care preferați acest duș, însă evitați băile cu apă foarte caldă sau sauna. Și pentru că tot vorbeam de saună, încercați să evitați și sportul foarte intens. Nu se recomandă să faceți alergări, să faceți sărituri, sporturi din acestea de mare viteză. Încercați să evitați cât de cât lucrurile acestea. Dacă făceați aceste lucruri înainte de sarcină, adică dacă obișnuiați să alergați în fiecare săptămână, încercați și continuați cel puțin în prima perioadă a sarcinii, vedeți cum vă simțiți și încercați să reduceți apoi treptat acest efort. Dacă nu făceați înainte de sarcină, nu vă apucați în momentul în care ați rămas însărcinate să alergați, pentru că nu o să vă facă bine. Încercați să faceți mișcări din acestea tip pilates, adică câteva rotiri de trunchi, câteva plecări, câteva exerciții care poate să vă pună în mișcare mâinile, picioarele și nu atât de mult partea de mijloc, burtica. Și evitați să faceți. Este recomandat să faceți în not, dacă puteți, dar și aici trebuie să aveți grijă în ceea ce privește apa din bazin, să nu faceți infecții urinare și așa mai departe. Dar evitați pe cât se poate sportul intens, sportul care să vă pună în mișcare partea cu burtică, partea corpului unde se găsește bebelușul. Și dacă vorbim de saună, sport și de o odihnă, evitați în perioada sarcinii să dormiți pe partea dreaptă. Deci se recomandă să dormiți fie cu fața în sus, fie pe partea stângă, pentru că există acolo, nu știu, placenta este poziționată într-un fel și dacă vă așezați pe partea dreaptă, atunci blocați cumva vascularizarea sau ceva în genul acesta, nu știu exact să vă spun, însă așa am citit și eu și mi-aduc aminte încă de la prima sarcină că nu am dormit pe partea dreaptă, ci doar pe partea stângă și doar cu fața în sus, pentru a nu face rău cumva bebelușului. Și cam atâtea au fost lucrurile. Acestea sunt lucrurile interzise din punctul meu de vedere în sarcină. În ceea ce privește, atât vreau să vă mai spun, călătoria cu avionul, pentru că știu că există foarte multe mămici care se întreabă dacă au voie să călătorească cu avionul cât sunt însărcinate. Da, aveți voie să călătoriți dacă nu vă știți cu probleme de alt gen legate de călătoria cu avionul, să aveți pericol de tromboză sau să aveți pericol de
tensiune crescută și așa mai departe. Dacă sunteți ok și ați călătorit cu avionul înainte să rămâneți gravide, faceți acest lucru și după aceea, până în săptămâna 32 aveți voie să călătoriți cu avionul, pentru că mai apoi nu o să vă mai primească cei de la companiile aeriene în avion, fiind pericol de naștere. Dacă vă urcați în avion și vă apucă travaliul și nașterea acolo, ei trebuie să aterizeze pe un aeroport apropiat, ceea ce face să se întrerupă călătoria, bineînțeles, și riscurile sunt mult mai mari. Așa că până în săptămâna 32 aveți voie să călătoriți, după săptămâna 32 nu, și trebuie să aveți dovadă de la doctor. În momentul în care începe să vi se vadă burtica, este bine ca în momentul în care mergeți cu avionul să vă îmbarcați undeva, să aveți acest certificat de la medic care să ateste săptămânile în care sunteți. Cred că numărul de săptămâni depinde de la o companie la alta. Există companii care permit până în săptămâna 34. Însă, ca să fiți așa pe partea sigură, zic eu să nu călătoriți cu avionul, să nu vă planificați călătorii după săptămâna 32. Așadar, aștept să-mi scrieți în comentarii care sunt lucrurile interzise pe care le cunoașteți voi și pe care nu le faceți dacă sunteți însărcinate sau ați auzit de la mămici, de la bunici, de la vecini și așa mai departe. Și sunt foarte, foarte curioasă și sper să adunăm așa cât mai multe sfaturi aici pentru viitoarele mămici, pentru viitorii părinți care sunt interesați de aceste lucruri. Eu vă mulțumesc așadar. Dacă aveți alte întrebări, puteți să-mi scrieți în comentarii, puteți să-mi scrieți și pe Facebook și pe Instagram și cu mare drag o să vă răspund. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până la sfârșit. Sper că v-ați abonat dacă nu puteți să faceți acest lucru acum și până data viitoare, vă pup! Pa, pa! Ciao, when you're out on your own.